Județeană de Fotbal, precum și cluburile sportive constanțene, promovează campania informativ-preventivă Alege să fii fair play. Întoarceți capul. Inițiatorii acestui demers și-au propus să promoveze valorile sportive și să prevină orice eveniment ce ar putea umbri spectacolul sportiv prin lansarea unei invitații pe fair play, adresându-vă totodată mulțumiri pentru modul civilizat prin care ați încercat să vă încurajați echipele favorite. Vă rugăm să respectați echipele adverse care vin pe stadionul nostru și pe suporterii acestora. Vă mulțumesc! Bun găsit, domnilor și domnilor, vă spunem de pe stadionul ITC din Constanța, unde veți putea urmări în transmisiune directă astăzi meciul de fotbal dintre Spirit Supporter Club Farul Constanța și Portul Constanța, contând pentru etapa 21 a Ligii a 4-a, un duel constanțean care, iată, durează de mai mult de 50 de ani, e un meci interesant, chiar dacă astăzi se va disputa pe scena Ligii a 4-a. SSC Farul, lider detașat în al patrulea eșalon al fotbalului românesc, în Constanța, cu 20 de victorii din tot atâtea meciuri disputate, va întâlni Portul, o echipă foarte tânără. Haideți să vedem pentru început distribuțiile celor două echipe înainte de startul acestei partide. Portul Constanța cu numărul 1 Bogdan Giango și numărul 13 Cristi Giambașu, 21 Ferdi Abibula, este fratele lui Edis Abibula de la Farul, un duel interesant astăzi între cei doi frați. 3 este Cristian Giurgiu, 14 Mihai Lazar, 6 George Risei, 15 Petrica Angel, 11 Alex Rotaru, 10 Eusebiu Gheorghe, 11 Alex Rotaru, 10 7 Andrei Malanca și 9 Andrei Stoian în formația de start. Antrenor principal Doru Lupu, fostul fotbalist al Portului, ajutat de Gabriel Dinică, un alt fost fotbalist cunoscut care a evoluat la Portul, dar și la Midia Năvodari, fostul portar, și Puiu Gârlea, director tehnic Gheorghe Nedu. SSC Farul Constanța, antrenată de Ion Barbu și Gică Mina, cel din urmă, a împlinit în urmă cu două zile 44 de ani, îi urăm și noi la mulți ani. Îi va avea astăzi 11 de start pe Vlad Neagu, numărul 1, Florin Pătrașcu, 77, Constantin Bumbac, 21, Dani Popa, 10, Alex Grigoraș, 7, Daniel Ochia, 8, Ionuț Florea, 5, Robert Neagoe, 80, Dorel Zaharia, 11, 96, Edis Abibula și 20, Vasile Șicu. Rezerve vor fi astăzi Istrate, Mazilu, Țăranu, Pavlicu, Măgureanu, Meleandră și Ergutasan. Un moment important la începutul partidei, inspectoratul de jandarm județean Constanța susține campania Alege să fii fair play și este momentul în care cele două echipe intră pe teren. Primul meci disputat pe stadionul ITC în acest an, primul meci oficial pentru SSC Farul Constanța, stadionul ITC din complexul Badea Cârțean, noua casă a Farului, putem spune, în acest sezon. Și iată pe fotbaliștii celor două echipe aliniați la centru. Arbitrii sunt astăzi Cătălin Toader la centru din Năvodari, ajutat de Claudiu Antoci și Silviu Gheorghe. Un banner pentru Pro Fervent, afișat de 11-le de start al echipei gazdă. A campionatului Ligii a 4-a la fotbal, SSC Farul întâlnește Portul Constanța. Câteva rezultate din această etapă a 21-a. Vă prezentăm formațiile celor două echipe.
ocupă locul 12 înainte acestei etape cu 24 de puncte. Lider, spuneam, detașat este Cefarul cu 60 de puncte. Câteva rezultate, vă spuneam, din etapa 21, meciuri disputate ieri. Gloria Albeș, victoria Mihai Viteazu 3-2, Viitorul Fântânele, CS Ovidiu 6-0. 15 ani Mihai Cogălnicianu, Farul Tuzla 3-1, Voința Valului Traian, Poarta Albă 2-1, Unirea Topraisar, Gloria Băneasa 1-3, CS Eforia, Vântul Comana 5-0 și CS Agigea, Sparta Tehnion 3-2. Jucător de câmp din Căminai. Ieri s-a disputat și meciul de juniori dintre Farul și Portul. S-a jucat pe stadionul Portul, iar Farul a reușit victoria în deplasare. Echipa antrenată de Dumitru Faita și el fost fotbalist la Farul Constanța. Din lotul mare au jucat pentru echipa de juniori portarul Edi Strate și Andrei Tagare. În poartă cu numărul 1 Neagu Vladimir. Astăzi Ion Barbu și Gică Mina au optat pentru o formație de start diferită față de cea aliniată la Comana în urmă cu o săptămână, unde Cefarul s-a impus cu 4-0 în primul meci oficial disputat în acest an în Liga a 4-a. Iată pe fotbaliștii Farului strânși în jurul antrenorilor. Dincolo la centrul terenului sunt și cei de la Portul. Spuneam că Ion Barbu a optat pentru o formulă diferită de start. Neagu rămâne titular. Pe dreapta va evolua însă Florea în defensivă. Cuplul de fundaș central este același, Pătrașcu, capitanul echipei, și Bumbac. Pe stânga la fel Dani Popaca în primul meci. La centru însă alături de Ochia va evolua Edisa Vibula. În vârstă de 19 ani a făcut un joc foarte, foarte bun la Comana și iată titularizat astăzi de Ion Barbu. Apoi la mijloc Grigoraș, pe dreapta Robert Neagoe, nouă achiziție, revenire în familia Farului practic pentru mijlocașul de 35 de ani. El va evolua pe stânga titular în față Zaharia și Vasile Șicu, iată titularizat. În etapa trecută au fost titulari Țăranu, fundaș dreapta, și Mazil un atac. Un moment important, fostul mare fotbalist al Farului, fundaș stânga în anii de glorie 70-80, Dumitru Nistor, este invitat de Spirit Suporte Club Farul Constanța să dea lovitura de start a acestei partide, condus iată de Alex Grigoraș, fiul cunoscutului fost fotbalist al Farului și antrenor Petre Grigoraș. Dumitru Nistor va da lovitura de start a acestei partide. Nu este pentru prima dată când o fostă glorie a Farului va face acest lucru, o inițiativă binevenită, și iată-l pe Dumitru Nistor în aplauzele spectatorilor prezenți astăzi pe stadionul ITC din Constanța, lovind cu stângul mingea. Sigur, a fost o lovitură de start neoficială. Dumitru Nistor se va întoarce și îl vom aștepta și noi la microfonul Dotto Sport pentru a comenta această partidă. Aplauze pentru Nistor Dumitru. Aplauze pentru fostul fotbalist dintr-o generație extraordinară a Farului din anii 70-80, pe când se juca pe Farul cu tribune pline. Astăzi SSC Farul Liga 4 este obligată să joace, iată, pe stadionul ITC. Are însă public, sunt și astăzi câteva sute de spectatori și iată coreografie interesantă pregătită de suporterii SSC Farul, care aruncă acum în teren cu role de hârtie. Parcă văd atmosfera de la marile meciuri pe stadioanele din America de Sud, unde erau acele serpentine, acele role de hârtie care inundau practic terenul și creau o imagine absolut senzațională. Dragostea pentru fotbal este la fel de mare peste tot, indiferent că se joacă pe un stadion cu 80.000, 100.000 de spectatori sau doar în fața câtorva sute de suporteri. SSC Farul cu suporteri, într-adevăr, dedicați trup și suflet acestei echipe, care, iată, cântă din primele secunde acestei partide, așa cum a făcut-o în tot acest sezon. Ei sunt autorii acestei revigorări a spiritului farist, o echipă născută practic din dragostea acestor suporteri, după ce FC Farul a dat faliment și a dispărut de pe scena fotbalistică a Constanței și a României.
Vedem astăzi o echipă ambițioasă, o echipă care pornește de foarte jos, dar are ambiția de a ajunge foarte sus, din nou în Liga 1, acolo unde a fost odată. Este visul multor fotbaliști de la Farul de a juca în premieră în Liga 1 sub culorile echipei constanțene. Unul dintre ei este portarul Vlad Neagu, cel care în conferința de presă premergătoare acestei partide afirma că la un moment dat a fost tentat la un moment dat să se angajeze, să lucreze. De fapt a și lucrat în paralel atunci când a fost o situație grea pentru Farul. Până la urmă însă acest proiect l-a atras complet, SSC Farul, și acum nu-și dorește decât să promoveze an de an, iar în cel mai scurt timp să joace în Liga 1 în premieră cu SSC Farul Constanța. Lângă mine este domnul Dumitru Nistor, pe care îl salut, ne revedem după foarte mulți ani. Domnule Nistor, ați dat lovitura de start, cum v-ați simțit astăzi pe teren? Bună ziua, în primul rând, foarte bine, cum să mă simt, parcă ceva mai tinerel. Ați dovit cu stângul așa cum o făceați? Normal, normal, sigur că da. Păi dacă am fost stângal și nu m-am schimbat deja acum, la vârsta asta... SSC Farul, o echipă, iată, născută din dragostea suporterilor, toți cei care au fost pe teren și au mai dat lovitura de star, au fost colegii noastre, mulți dintre ei au afirmat același lucru, a apărut exact când trebuia pentru ca spiritul Farului să nu moară. Mi se pare un lucru normal, dar e păcat tot ce s-a întâmplat că a ajuns în situația asta. Sperăm, și eu sper cel puțin, să ajungă iarăși în divizie și să joace pe stadionul Dumitru Antonescu. Exact, asta este și visul echipei și al tuturor până la urmă. Toți vrem să vedem echipa evoluând pe stadionul mare. Din păcate, a ajuns acum în paragină. Merita o soartă mai bună fotbalul constanțean și Farul? Categorii, sigur. În primul rând, orașul. Mi se pare un lucru cel puțin ciudat ca o echipă, ca un oraș ca Constanța să noi voi cel puțin în divizia B, să nu spun divizia în care a fost zeci de ani. Dar sperăm în viitor să ajungem la divizia. Cum vi se pare actuala echipă SSC Farul? Mulți spun că este totuși peste nivelul Ligii a 4. Este totuși, că sunt niște jucători valoroși totuși, care au jucat în niște divizii superioare, dar eu am un principiu, tineretul e la putere în primul rând și mă gândesc la Gică Hagi, care a făcut un lucru extraordinar acolo. Da, start de meci cu Farul în atac mai mult, dar am văzut și o șarjă a portului. Cei de la SSC Farul, iată cu Zaharia în fața golului, o primă mare ocazie. De fapt, afirmau în conferința de presă și Gică Mina și ceilalți înaintea meciului că SSC Farul trebuie să arate că este echipă superioară valoric și să impună respect din primul minut. A fost la un pas de a deschide scorul foarte repede astăzi. Nu zic eu. Vă uitați pe lista jucătorilor și ați remarcat Zaharia și nu mai... Da. Tot e valoros, dar... Mai e mult de muncă până în Liga 1. Da, remarcă domnul Nistor că sunt jucători totuși trecuți de 30 de ani în principal, bineînțeles jucători cu experiență care probabil că nu sau își vor vedea visul de a evolua, de a ajunge în Liga 1, de a promova cu SSC Farul, după care vor pune capăt carierei. Oricum, sunt și câțiva jucători tineri pe care Ion Barbu și Gică Mina îi promovează în această echipă. Asta ați activat și ca antrenor foarte mulți ani. Cum vi se pare nivelul de acum al fotbalului constanțean? Slab totuși. În afară de Gică Hagi, care a făcut o treabă extraordinară, fotbalul constanțean e totuși, mi se pare, la pământ totuși.
în care, hai să ne aducem aminte, exista o echipă de divizia Farul, 4 de divizia B și erau vreo 6 de divizia C. Acum, cu părere de rău, foarte puțin. Și în general, o să facă bani în formă, o să poate face performanță. Asta e de când lumea și pământul, nu numai de acum. Așa este. Fie anii viitori să ajungem și noi, măcar la nivelul logică, agi. Da, mai e trece mult. Așa este, e mult de muncă, din păcate a scăzut foarte mult nivelul. SSC Farul chiar este o pată de culoare binevenită în peisajul ăsta tot mai sărac al fotbalului Constanțean. 1-0, Zaharia, Dorel Zaharia marchează din centrarea lui Alexandru Grigoraș și iată, SSC Farul deschide foarte repede scorul în fața unei echipe tinere, Portul Constanța, cu jucători tineri, Doru Lupu încearcă să formeze o echipă cât mai competitivă. Sigur, Farul net superior deschide scorul imediat și din acest moment misiunea echipei constanțene se simplifică. Bine, nu că ar fi fost problema primului gol. Da, remarcaș Dumitru Nistor, căruia îi mulțumim cu o dată pentru amabilitatea de a fi alături de noi, iată și pentru câteva minute la microfonul Dotosport, din teren imediat la microfon, îi mulțumim imediat, îi mulțumim foarte mult pentru amabilitate. A remarcat că Dorel Zaharia, autorul golului, are 39 de ani, într-adevăr, veteranul echipei, o vârstă pe care nu și-o arată, dar iată ce înseamnă trecerea timpului, parcă... Nu de mult îl vedeam evoluând nu pentru Steaua neapărat în perioada, să zicem, de apogeu a carierei sale în Liga Campionilor, dar și înainte pentru echipele din Liga 1, unde făcea o treabă foarte bună la Gaz Metan, la Gloria Bistrița, înainte la Midia Năvodari în anii 2000. Ce fotbalist, Dorel Zaharia, iată-l și la 39 de ani evoluând cu același aplomb, o condiție fizică spectaculos. Acum trimite Zaharia, extraordinară ocazie, bară la această foarfecă a lui Dorel Zaharia. Grigoraș continuă faza, dar Dorel Zaharia pare omul meciului până acum. A fost la un pas de a înscrie al doilea gol al său după o foarfecă spectaculoasă. Minge câștigată de Farul, care face pressing, iată Dani Popa pe flancul stâng. Și i-au zis probabil pe suporterii echipei constanțene cântând încă de la începutul acestei partide, neîntrerupt. O atmosferă din acest punct de vedere extraordinară, deși sunt numai câteva sute de spectatori astăzi în tribune. Ieri, prin comparație, sigur, numai ca să vedem până unde poate merge dragostea pentru culorile echipei, ieri, dar să urmărim această fază, șutul lui Dani Popa. Dani Popa urmărește în continuare mingea. Robert Neagoe, o trecere interesantă acolo. O minge aruncată mult în sus și este out pentru Farul. Spuneam ieri, Petrolul Ploiești, echipă care de asemenea a ajuns în Liga a 4-a, tot o echipă reînviată de suporteri după ce Petrolul a dispărut din prima ligă. 7.000 de suporteri au asistat pe stadionul Ilie Oană din Ploiești la meciul cu Blejoi, câștigat cu 5-0 de Portul. Absolut incredibil. 7.000 de suporteri în Liga a 4-a. E adevărat, pe un stadion Ilie Oană la standarde internaționale, după ce a fost reconstruit, la acest capitol Constanța stă în continuare foarte prost. FC Farul este un stadion practic în paragină, iar situația sa încă nu este lămurită. Să sperăm că măcar barajul pentru accederea în Liga a 3-a din iunie se va putea juca pe stadionul Farul,
în condiții cât de cât bune, mai ales că suporterii au încercat și în acest sens să facă foarte multe lucruri. Sigur, nu se pot face minuni, dar au reușit cei de la SSC Farul însămânțarea gazonului, astfel încât la ora barajului echipa să poată evolua în cele mai bune condiții și în fața unor tribune, sigur, pline, dacă se poate, sectoarele de tribune care sunt încă locuibile, să zicem așa, pentru că foarte multe scaune s-au rupt. Situația este destul de dramatică. Iar prezența Farului la baraj cred că nu poate fi pusă la îndoială. În acest moment Farul are 60 de puncte, golaveraj 79-7. Pe locul 2 este CSN Vodari, care joacă astăzi de la ora 13 pe teren propriu cu CFR Constanța. Sunt 9 puncte în acest moment. CSN Vodari are 51 de puncte. Pe locul 3, Viitorul Fântânele cu 50 de puncte după victoria obținută ieri 6-0 cu CSU Ovidiu. Să urmărim această lovitură liberă pentru Portul. Andrei Stoian este lângă minge, Noarul, să vedem, șut bun? No. Ba da, destul de periculos. Mingea puțin plouată cade undeva lângă vincul porții apărate de Neagu, sigur, fără mari emoții pentru experimentatul portar. Daniel Ochia pentru Constantin Bumbac. Bumbac în centru pentru Robert Neagoe. Robert Neagoe, o pasă interesantă spre Bumbac, însă intervine bine acolo Cristi Giambaju. Se repliază bine fundașul dreapt al Portului. Neagoe execută scurt până Alexandru Grigoraș. Urmează centrarea în care, în fața porții, din nou la un pas de gol, Dorel Zaharia, cel mai periculos om al Farului. Ieri a jucat și la trofeul Telegraf. Din păcate însă pentru el și pentru colegul său Ochia, dar și Ion Barbu, care este componentul al acestei echipe, Florea de asemenea, SSC Farul surprinzător a pierdut în sferturile de finală ale trofeului Telegraf cu Voința Valului Traian 1-5, poate cea mai mare surpriză de până acum a competiției. Astăzi la Dotto Sport vom vedea în direct și faza semifinală a trofeului Telegraf, semifinalele turneului începând cu ora 18:45, dar mai înainte de la 16:45 finala turneului de Ultra Old Boys, jucători peste 45 de ani între Bertirol, Vulturi Casino și Săgeata Stejaru, ASC Săgeata Stejaru. Dar vă invităm mai târziu la fotbalul în sală, suntem la fotbalul mare acum, pe teren mare, e adevărat, Liga 4 mai este numită și fotbalul mic, pentru că e departe de ce se joacă în Liga 1, extraordinară fază acum, la un pas de gol, Cristi Giambașu scoate Neagu de lângă bară, fază periculoasă creată de Portul, iată, care nu cedează ușor în această partidă. Trebuie spus că SSC Farul s-a gândit și la o acțiune dedicată suporterilor, pe lângă multe altele pe care le-a organizat la începutul acestui sezon. Să urmărim această fază centrale din corner, boxează Neagu, Ochia respinge din careu, Robert Neagoe acum întoarce pentru Dani Popa. Popa în flancul stâng, o minge razantă cu tușa, Dorel Zaharia însă iese cu mingea în aut. Vă spuneam, SSC Farul a organizat și o tombolă cu premii pentru suporteri. În pauză se vor anunța câștigătorii. Toți spectatorii au primit astăzi bilete cu un anumit număr, de la 1 la 500 s-au dat bilete. Iar la pauză se vor anunța biletele câștigătoare. Premiile constau în fulare, tricouri și fanioane cu însemnele SSC Farul.
Bumbac. Și el un jucător cu mare experiență, fundașul central al celor de la SSC Farul, 32 de ani, lângă el Florin Pătraș cu 31 de ani, un cuplu de fundași centrali foarte, foarte experimentat. Însă portul, iată, și-a arătat colții, cum se spune, a avut o ocazie mare prin Giambașu și numai reflexul lui Neagu a făcut ca scorul să nu fie acum egal 1-1. Grigoraș a dat asistul la golul lui Zaharia, acum Florea pentru Zaharia, șut al lui Ochia, deviat și Bogdan Giangoș prinde mingea, strigă cu echipierilor să iasă la joc, o degajare în jumătatea adversă unde se afla doar Andrei Stoian, nu riscă cei de la portul, acum însă fac pressing. Devierea lui Șicu, excelentă, este offside. Pe banca de rezerve a celor de la portul se află Gabriel Frunză, Mihai Dincă, Mihai Ursoi, George Bălan, Ionuț Nicu și Erkan Ahmet și Cosmin Vasile. Cei de la Farul i-am enumerat la începutul acestei partide. Două absențe, important una dintre ele, Răvoiu, accidentat din această iarnă, nu a evoluat nici la Comana în prima etapă, fundașul central. De asemenea, Vlad Suciu, revenit în familia Farului, un jucător foarte tânăr, un fotbalist de perspectivă, el a suferit o accidentare urâtă în Liga a doua, evoluat la FC Farul în ultimul sezon, a suferit o accidentare foarte urâtă în meciul cu Rapid. N-a mai jucat de atunci deloc. A revenit acum, însă iată că după partida de la Comana se pare că a suferit o accidentare, e adevărat, nu gravă, dar este astăzi menajat. Fără fault strigă de pe margine Barbu și Mina la jucătorilor. Grigoraș întâmpinat acolo de Elisei, este fault. Lovitură liberă pentru Farul, iată câteva role de hârtie încă se află pe teren și se agață de crampoanele jucătorilor. Florea are ceva probleme în zona în care va fi bătută lovitura liberă, se află de asemenea câteva role de hârtie. Grigoraș este obligat să le îndepărteze. Va fi o lovitură liberă bătută undeva în zona liniei de 16 metri, o centrare, cred. Nu, mai în centrul careului, însă acolo se află numai Elisei. Dani Popa deposedat și contraatac, iată, se anunță periculos Petrica Angel, ajuns însă de Popa și Florea se grăbește. Urca greu pe flancul stâng Alex Rotaru. Florea boață poreclit de coechipieri, pasă pentru Dani Popa în flancul stâng. Dani Popa înaintează cu mingea la picior. Alex Grigoraș s-a mutat pe partea stângă, vine centrarea, acolo este Dorel Zaharia la marginea careului de 16 metri, trebuie să întoarcă. Ochia l-are pe Florea în dreapta. Floarea se duce mult în tușă, acum schimbă direcția, se îndreaptă spre centrul terenului și schimbă bine partea, intenția a fost bună. N-a trimis precis, a trimis la un adversar. Pătraș cu sigur combină cu Bumbac și acesta preferă să întoarcă la Neagu. Da, Farul totuși cu ceva mai multă atenție nu poate avea mari probleme în apărare. Însă iată că cei de la portul sunt capabili să plece pe contraatac, pentru că SSC Farul și-a asumat această postură de echipă care domină jocul din primul minut. A marcat doar o dată și nu se mulțumește cu atât. Este echipa care controlează în continuare jocul. Grigoraș a fost la un pas de fura mingea lui Lazar, care a protejat însă acolo destul de bine. Portul, echipă înființată în 1930,
cunoscut mai multe perioade, din 49 practic s-a separat de Farul Constanța, care s-a născut din fuziunea echipelor Locomotiva PCA și Dezrobirea. Din 49 portul a evoluat sunt mai multe denumiri: Șantierul Naval, Energia Metalul, Marina, Șantierul Naval Maritim. Din 1962 practic evoluează sub numele de Portul Constanța, o echipă foarte puternică la un moment dat în Liga a doua, în Divizia B. Foarte mulți fotbaliști cunoscuți au evoluat în timp la Portul Constanța: Marian Dinu, Adi Pitu, Denis Șerban, Ilhan Mustafa, Ștefan Petcu, Axinciuc, Larie, actualul fotbalist al CFR-ului, Ferenții, Doru Ferenții și chiar Dorel Zaharia, iată, fotbalistul Farului, antrenori cunoscuți Iosif Bucă și Vasile Luban și Daniel Rădulescu. Printre jucătorii care au evoluat în anii 2000 și Doru Lupu, dar și Gabriel Dinică, cei care sunt antrenori astăzi pe banca Portului. Pentru că l-am numit pe Ștefan Petcu mai devreme, fosta gloria Farului, să îi transmitem la mulți ani și multă sănătate. Am primit 60 de ani pe 17 martie, unul dintre cei mai iubiți fotbaliști care au evoluat la Farul Constanța. Într-o generație extraordinară, în anii 80, vă spuneam, la începutul anilor 80, făcea echipă cu Dumitru Nistor, cel care a dat lovitura de start a acestei partide, dar și cu alți mari fotbaliști constanțeni: Peniu, Buduru, Gache, Antonescu, Drogeanu, Turcu, Mustafa, Moldovan, Costaș, Borali, Caramalău, Purcărea sau Mărculescu. O echipă antrenată de Emanuel Hașotic și Petre Comăniță, care făcea tribune pline pe stadionul Farul din Constanța, ce vremuri. Și sigur, nu sunt singurii fotbaliști de marcă, au fost multe generații extraordinare. Constanța vrea să revină acolo unde este locul, în prima ligă, iar SSC Farul este un proiect care a pornit foarte bine la drum. Are nevoie însă de susținere financiară, iar fără implicarea autorităților acest proiect nu va deveni viabil la un nivel ridicat, așa cum își propune. Să vedem replica celor de la Portul. Pătrașcu urmărește bine, protejează și Vlad Neagu iese din buturi pentru a prinde această minge. A presat acolo Andrei Stoian, vârful celor de la Portul. Mai mulți fotbaliști de la SSC Farul au evoluat la Portul Constanța. Cătălin Mazilu, care este astăzi rezervă, vârful de atac. Hasan Ergut, o altă rezervă, dintre cei care s-ar putea să-i vedem în repriza a doua. Am spus Zaharia mai devreme. Iulian Răvoiu, de asemenea, a evoluat la Portul Constanța. O echipă care a fost un fel de satelit al Farului într-o perioadă. A fost și o rivalitate, însă, locală, în anii de glorie ai fotbalului constanțean. Acum nu putem vorbi de o rivalitate în Liga a IV-a. Este duelul dintre o echipă foarte puternică, SSC Farul, și o echipă tânără care încearcă să joace un fotbal frumos, să dea o replică bună favoritei de astăzi. Stimați spectatori, vă rugăm să vă ridicați în picioare. Vă rugăm să vă ridicați în picioare și să păstrăm un moment de reculegere pentru Cipa decedat, un suporter înflăcărat al echipei Farul. Da, probabil ați auzit, l-ați auzit pe crainicul stadionului. Dumnezeu să-l odihnească.
Vă mulțumesc! Da, un moment de reculegere ținut chiar, iată, în timpul partidei, un suporter al echipei constanțene a decedat. Jocul se va relua cu o aruncare de la margine. Boață aruncă până la Grigoraș. Alex Grigoraș, o minge deviată. O intrare cam tare la Bibula, nu se dă fault. Minge la care sare Florea și Stoian. Sar Florea și Stoian. Pătrașcu acum o minge de urmărire. Adresa era Zaharia. Câștigă însă ușor cei de la Farul în jumătate adversă. Nu au însă claritate la finalizare. Nu mai găsesc așa de ușor drumul spre poartă ca în primele minute când Zaharia a marcat, apoi tot el a fost la un pas de gol în două, chiar trei situații. Și iată, în loc de 2 sau 3-0 este în continuare 1-0. Florea pentru Grigoraș. Grigoraș întoarce pentru Vasile Șicu. Șicu, o combinație cu Florea, câștigă cei de la Portul. Își face prea lung mingea acum însă Alex Rotaru. Și iată din nou o ploaie de confeti din zona galeriei Farului. Se îndreaptă spre centrul terenului. Zaharia întoarce pentru Dani Popa. Alex Grigoraș a urcat mult în flancul drept. Florea, minge deviată care ajunge în brațele portarului Bogdan Giangoș. Vă spuneam, un duel interesant astăzi între frații Abibula în teren. Numărul 21 la Portul este Ferdi Abibula, undașul dreapta. Pătrașcu degajează bine, Zaharia întoarce pentru Șicu. Șicu încearcă o pasă pretențioasă pentru Zaharia. Pătrașcu pentru Vasile Șicu. O combinație la centrul terenului, Ochia. Daniel Ochia pentru Ionuț Florea. Suporterii constanțeni strâng fonduri, așa cum a făcut-o de la începutul sezonului, pentru o echipă născută din dragostea suporterilor și ținută în viață și de contribuțiile suporterilor care vin la meciuri, fiecare cu cât poate contribuie, iată, financiar la susținerea echipei constanțene. În urmă cu două zile s-a semnat un contract de sponsorizare important cu o firmă cunoscută din Constanța. Se mișcă cei de la SSC Farul, din punct de vedere al marketingului stau foarte bine. Doru Lefca este acolo între oamenii din staff care este foarte activ. Președintele Marcel Lică, un om cu experiență extraordinară în fotbal, fostul președinte al Farului în două mandate, reușește de asemenea să organizeze foarte bine partea aceasta de marketing, de reprezentare, cu ajutorul suporterilor, însă foarte activ și ei în viața echipei. Un joc care, iată, surprinzător, deși a început furtunos cu un gol marcat de Zaharia foarte repede și cu alte două, trei ocazii de poartă, trenează acum și pierde din intensitate jocul, iar Portul stă bine în teren.
după ce a arătat că poate fi și periculoasă, a avut o ocazie, cel puțin o ocazie bună de gol. Să vedem acest duel, Stoian, Bumbac însă mai puternic, respinge de lângă el și mingea iese în out. Stadionul ITC, sigur, cu o capacitate redusă pentru spectatori, câteva sute de suporteri pot asista la meciuri. E adevărat, se mai poate urmări și de pe margine, de lângă gard. Sunt câțiva susținători din zonă care au venit să vadă meciul Farului, atrași probabil și de aceste încurajări permanente ale suporterilor, multe dintre ele la portavoce, se aude foarte tare în zona aici, în zona Badea Cârțan. La meciurile Farului este o atmosferă care atrage publicul curios. Pe lângă cei împătimiți, suporterii fideli care vin oricum la meciuri, iată o acțiune a lui Dani Popa, blocată. Ferdia Bibula este acolo. Acum Elisei. Portul stă bine în propria jumătate de teren, însă construiește destul de greu. De câte ori a fost periculoasă, a făcut-o pe contra-atac. Acum un duel între Ochia și Elisei. Ochia a intrat cam tare și s-a auzit un strigăt acolo de durere. Cred că a lovit undeva în zona tibiei, dar nu este nimic grav. Se ridică imediat de pe gazon. Nu cred că a fost Elisei, a fost numărul 7, Andrei Malanca. Lovitură liberă, oricum, pentru Portul Constanța. Ferdia Bibula, o minge de urmărire pentru Stoian. Este obligat Bumbac să respingă în corner. Pusă la încercare defensiva Farului la această acțiune a celor de la Portul. Nu este chiar un meci ușor, iată. Deși a început, repet, foarte, foarte bine, tare. Farul are probleme acum. Să vedem acest corner. Centrare în fața porții, fault la portar, da. A sărit Elisei acolo în zona în care este suveran, cum se spune, portarul. Vlad Neagu n-a putut să controleze mingea și a obținut lovitura liberă. Executată rapid Alex Grigoraș, urcă pe flancul drept. Un atac al lui Stoian de cartonaș galben. Un atac, un fault urât. Are un... Da, nervi mulți pe margine. Un duel verbal, din păcate, din cauza nervilor. Da, așa cer scuze și Grigoraș, pentru că a strigat ceva antrenorului Vasile Doru Lupu. Și el a greșit, a spus că nu l-a atins, a văzut clar un fault, dar sunt inerente aceste momente de joc și faulturile în timpul jocului, sigur că starea emoțională este cu totul alta. Important este să nu degenereze. Jocul s-a reluat. Fair play-ul este desăvârșit astăzi pe terenul ITC din Constanța. Centrare Grigoraș și acolo se afla Vasile Șicu, însă foarte bine plasat Ferdia Bibula acordă corner. Toată lumea cu mâinile sus, strigă unul dintre liderii galeriei. Să vedem această lovitură de colț. Capă Zaharia, din nou periculos. Cornerul executat de Robert Neagoe de pe stânga. Și de unde a lovit, a văzut Zaharia mingea. Aproape de linia de 16 metri, foarte puternic Dorel Zaharia. Un jucător greu de ținut de orice apărător.
Arbitrul intervine și el în joc, nu așa cum și-ar fi dorit. Lovit de o minge la centrul terenului. Cătălin Toader, un arbitru foarte bun din Năvodari. Nu s-a supărat. A scăzut puțin în intensitate jocul, nu mai are spectaculozitatea de la început. Stadionul ITC, vă spuneam, casa celor de la SSC Farul în acest sezon, încă de la început. La finalul anului trecut era sub semnul întrebării dacă că acest stadion să găzduiască în continuare meciurile echipei. În momentul în care s-a discutat despre începerea construcției la sala polivalentă, atât de discutat acest subiect de ani de zile, se încearcă, efectiv ăsta este cuvântul, construirea unei săli polivalente în complexul Badea Cârțan. Proiectul, un alt proiect, nu cel vechi, există. Se pare că anul acesta va începe totuși, vor începe lucrările, dar nu cred că este în pericol returul acestui sezon. Ideea este că odată cu construcția serii polivalente, stadionul ITC va dispărea. În cazul în care lucrările ar fi început în ianuarie, februarie, atunci SSC Farul ar fi trebuit să-și găsească alt teren pentru meciurile de acasă. Nu se va întâmpla acest lucru, Farul va termina probabil partidele de pe teren propriu pe stadionul ITC în retur și pentru baraj, așa cum spuneam și la începutul transmisiunii, pentru barajul din luna iunie va încerca să joace pe stadionul FC Farul. Florea pentru Bumbac. Constantin Bumbac în centru, Daniel Ochia. Ochia schimbă cam tare până la Florea. Ține mingea în teren Florea, iată, experimentat. Vasile Șicu pentru Grigoraș. Triunghi de pase. Florea la marginea careului pentru Zaharia. Edisa Bibula în duel cu fratele său, Ferdi Bibula. Mai puternic Ferdi. Neagoe. Și acum Ochia, Dani Popa, Edisa Bibula, a făcut un meci bun la Comana în prima etapă, 19 ani are acest jucător. De fapt va împlini 19 ani pe 10 octombrie, provenit de la Academia Farul Constanța, de la juniorii clubului. Să-l vedem pe Șicu acum, centrare, același Zaharia, a întârziat puțin, sărit în contratimp ușor, e adevărat, după ce îngenuncheasă acolo, cred că a avut o problemă cu aderența. Rămâne oricum Ghimpele din coasta apărării portului, Dorel Zaharia. Ne îndreptăm spre finalul primei reprize, domnilor și domnilor, în continuare avantaj de un gol, Farul Constanța. Minge pentru Șicu la indicația antrenorului Ion Barbu. Șicu pătrunde în careu, levită foarte, foarte inspirat acolo Elisei. Șicu își prelungește mult mingea și nu mai poate pune în pericol poarta lui Giangoș. Degajare la centru, cei de la Farul controlează mai bine mingea, Dani Popa, Robert Neagoe. Neagoe centrează la marginea careului Zaharia. Trebuie să întoarcă mingea sau să combine cu cineva. O face bine în flancul drept până la Florea. Florea urcă și bine plasat acolo Rotaru.
Acordă aruncare de la margine pentru Farul. Abibula, Edis, centrare interesantă în centrul careului și cu acolo n-a putut să facă mare lucru pentru că Cristi Giurgiu a fost excelent plasat. Perdi Abibula, Giurgiu și pe stânga Lazar. Sunt jucătorii care asigură linia defensivă a Farului, a portului. Bumbac. Constantin Bumbac cu mingea la picior, în dreapta pentru Florea. Florea care este un foarte bun fotbalist și la și naționala României de fotbal pe plajă. Acolo evoluează însă ca portar. Iată acum lovitură liberă scoasă de Zaharia, un fault evident la marginea careului de 16 metri. Poziție bună și Ion Barbu strigă de pe margine la jucătorii săi, spune lui Robert Neagoe să bată această lovitură liberă de la într-o poziție excelentă, 17 metri cred distanță de poarta apărată de Giangoș. Robert Neagoe stângaci are o poziție într-adevăr care îl avantajează în mod normal, un șut cu efect peste zid la colțul lung, iar pune mari probleme lui Giangoș. Florea trece prin fața mingii, Neagoe cu efect și este bară transversală. Într-adevăr, inspirat Barbu să indice ca Neagoe să bată această lovitură liberă. Bun executant Robert Neagoe, iată a doua bară în acest meci pentru SSC Farul după ce Zaharia a reușit o foarfecă spectaculoasă în primele minute. Florea, dribling scurt, Neagoe acum. Florea s-a accidentat, se pare. Rămâne jos, dar jocul continuă. Da, este întrerupt acum de Cătălin Toader. Arbitrul face semn ca echipa medicală să pătrundă pe teren. Se pare că Florea acuză o lovitură în zona genunchiului drept. Da, momente de întrerupere, probabil un minut și ceva, până când Florea se va ridica. Are un dialog cu Toader, cred că îi reproșează faptul că n-a dat un cartonaș galben acolo. Cel vizat este Andrei Malancă, el se pare că l-a lovit pe Florea. Vine jocul, va continua cu o repunere de la margine. Robert Neagoe pentru Zaharia, care se află în careu. Zaharia centrează la bara a doua, la colțul lung, dar acolo faultează în atac Șicu. Degajează Giangoș până la jumătatea terenului, sare Florea odată cu Malancă, este cel care l-a faultat mai devreme și cartonaș roșu lui Malancă pentru injurii, cred. Nu te liniștești niciodată, îi strigă de pe margine Doru Lupu, antrenorul său. Da, l-a înjurat, în mod clar, l-a înjurat pe Cătălin Toader că n-a dat galben la intervenția lui Florea. A făcut semn că l-a lovit, i-a făcut semn că l-a lovit cu cotul în cap. Indiferent ce ar fi fost, Malancă a greșit, evident, și a lăsat echipa în 10. Pentru mai bine de o repriză, sigur, ne aflăm aproape de pauză.
Da, multe dialoguri neortodoxe, să spunem așa, între fotbaliști și jucători. Da, asta este fotbalul pitoresc de multe ori. Se mai înjură, se mai supără între ei fotbaliștii, antrenorii se împacă apoi. Repriza a treia de multe ori are darul de a liniști apele. Nu are, să zicem, publicul cel mai civilizat de multe ori fotbalul. Are însă farmecul său, fotbalul la matineu, fără doar și poate. Și final de primă repriză. 1-0 pentru Farul, însă are un om în plus. Echipa antrenată de Ion Barbu și Gică Mina. Și sigur, în continuare favorită la victorie astăzi în meciul cu Portul Constanța. Luăm pauză și vom reveni apoi în direct cu repriza a doua. Rămâneți alături de noi. Sunt fiabile. Sunt puternice. Mașinile după care întoarceți capul le găsiți într-un singur loc. Exclusiv Auto. Dealer autorizat Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai și Subaru. Împreună găsim soluția care vi se potrivește cel mai bine. Pe strada intrarea Mangaliei, numărul 78A. Credem că experiența la service poate fi una plăcută. Credem în calitatea serviciilor, în personal specializat, în lucrul bine făcut. Și toate acestea pentru că suntem autorizați și respectăm standardele impuse de producători. Credem că siguranța e mai presus de orice și credem că nimeni nu ne poate egala. Vă așteptăm în serviciul autorizat Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai și Subaru. Exclusiv Auto, pe strada intrarea Mangaliei, numărul 78A. Zibescort a deschis primul poligon indoor de tir sportiv și de agrement cu arme letale și neletale din Constanța. 8 linii de tragere dispuse pe 25 de metri și magazin propriu de armament. Vârsta minimă obligatorie pentru armele letale, 18 ani. Copiii peste 14 ani vor putea să învețe să tragă cu armă neletală doar însoțiți de părinți. Permisul de port armă nu este obligatoriu. Telefon 0731 003333 sau pe Facebook /poligondetragere.
sunt fiabile, sunt puternice. Mașinile după care întoarceți capul le găsiți într-un singur loc. Exclusiv Auto. Dealer autorizat Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai și Subaru. Împreună găsim soluția care vi se potrivește cel mai bine. Pe strada intrarea Mangaliei, numărul 78A. Credem că experiența la service poate fi una plăcută. Credem în calitatea serviciilor, în personal specializat, în lucrul bine făcut. Și toate acestea pentru că suntem autorizați și respectăm standardele impuse de producători. Credem că siguranța e mai presus de orice și credem că nimeni nu ne poate egala. Vă așteptăm în serviciul autorizat Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai și Subaru. Exclusiv Auto, pe strada intrarea Mangaliei, numărul 78A. Zibescort a deschis primul poligon indoor de tir sportiv și de agrement cu arme letale și neletale din Constanța. 8 linii de tragere dispuse pe 25 de metri și magazin propriu de armament. Vârsta minimă obligatorie pentru armele letale, 18 ani. Copiii peste 14 ani vor putea să învețe să tragă cu armă neletală doar însoțiți de părinți. Permisul de port armă nu este obligatoriu. Telefon 0731 003333 sau pe Facebook /poligondetragere.
acum. Am revenit în direct de pe stadionul ITC din Constanța, repriza a doua meciului SSC Farul, Portul, la pauză. Farul conduce cu 1-0, gol marcat de Zaharia. Foarte multe ocazii de gol pentru SSC Farul. Tot Zaharia s-a aflat în 2-3 rânduri, aproape de a marca. Și Portul a avut ocazie bună. Vlad Neagu s-a întins serios la șutul lui Giambașu. Avantaj minim pentru Spirit Supporter cu Farul Constanța, care are însă avantaj numeric în repriza a doua, are un om în plus. Chiar în finalul primei reprize, Andrei Malanca a fost eliminat cu cartonaș roșu direct de arbitru Cătălin Toader pentru injurii. Misiune foarte grea pentru Portul din acest moment. Sigur, dacă nu vor mai interveni alte eliminări, dacă se va păstra raportul numeric din startul reprizei a doua, practic va fi foarte greu pentru Portul să scoată un rezultat bun astăzi în compania celor de la SSC Farul. Întârzie reluarea jocului. Nu știu de ce. În fine, în pauză a avut loc o tombolă organizată de gazde. S-au acordat premii pentru suporteri. S-au vândut numai puțin de 500 de bilete. Au ieșit Zaharia Dorel, numărul 11, și Ochia Daniel, numărul 8. Au intrat numărul 9. Primele schimbări la SSC Farul. Au intrat Alin Maziru, numărul 9, și numărul 29, Ergut Hasan. Ei au înlocuit pe Dorel Zaharia și Daniel Ochia. Iată, schimbă la pauză Ion Barbu. Portul deocamdată fără modificări. Repet, are un om mai puțin pe teren, eliminat Andrei Malanca în minutul 45. Cu cartonaș roșu direct pentru injurii. Se pregătește și Țăranu pe margine, iese la încălzire pentru SSC Farul. Vă spuneam, în pauză a avut o tombolă cu premii pentru suporteri. S-au vândut 500 de bilete. Numărul biletului a reprezentat și intrarea în urnă pentru tombolă. Doar 3 câștigători. Radu Lăpca, directorul de marketing al clubului, a asistat această tombolă, iar Dumitru Nistor, fosta glorie a Farului, care a și dat lovitura de start a meciului, a fost cel care a extras numerele câștigătoare anunțate la microfonul stadionului. Premiul cel mare, să spunem, un tricou cu semnele SSC Farul. Premiul 2, un fular, iar premiul 3, un fanion. Deci fidelizează cei de la SSC Farul publicul. Să urmărim această acțiune. Grigoraș cu pieptul pentru noul intrat, Alin Maziru, Cătălin Maziru, de fapt, pe numele său corect, îi se spune Salin, ascultarea de la Cătălin. Acum Edisa Bibula, centrare în fața porții, acolo este Maziru, însă sare sub minge și iese bine Giangoș, portarul echipei antrenată de Doru Lupu și Gabriel Dinică. Degajare, acolo se apă Stoian, Pătrașcu lângă el, l-a talonat, nu s-a dat nimic. Același duel, intervine Bumbac, însă și respinge. Un jucător puternic, Constantin Bumbac, 32 de ani, experiență mare pentru fundașul central al Farului. Impune prin statură, avantajat la duelurile aeriene. Alin Maziru acum, unul dintre golgheterii echipei, în lateral, într-o zonă în care se afla Hasan Ergut, vine acolo și Dani Popa, care este faultat și se dă cartonaș galben. Cătălin Toader
Îi arată lui Cristi Giambașiu cartonașul galben, lovitură liberă pentru Farul, care a avut și două bare în prima repriză. Dorel Zaharia cu o forfecă spectaculoasă pe spate și apoi Robert Neagoe din lovitură liberă în finalul primei reprize, a lovit transversala. Bate Alex Grigoraș. Centrare în fața porții, iese Giangoș, respinge Robert Neagoe la marginea careului. Nu poate șuta. Din nou Alex Grigoraș. Grigoraș, două driblinguri reușite, pasă în lateral, acolo este Bumbac. Învăluie Florea, dar Bumbac preferă centrarea cu stângul în fața porții, respinge Elisei. Șut Șicu. Blocat. Florea încearcă o trecere pe lângă Lazar, însă este închis acolo de fundașul stâng al portului. Joacă Farul astăzi cu aproximativ 700 de suporteri în tribune. S-au vândut 500 de bilete, dar mai sunt suporteri care n-au prins un bilet de tombolă. Cam 700 de spectatori veniți pe stadionul ITC din Constanța. O arenă însă care nici pe departe nu satisface dorințele susținătorilor Farului, care de la meci la meci cred că a câștigat tot mai mulți suporteri, sau a recâștigat mai bine spus, pentru că cea mai iubită echipă din oraș a avut de-a lungul timpului mii, zeci de mii de susținători. Meciurile Farului erau pe vremuri un eveniment, spectatori de toate vârstele, de la copii la cei mai în vârstă, veneau să asiste la meciurile echipei favorite. Un faul la mijlocul terenului, arbitru lasă jocul să continue, nu s-a ridicat jucătorul portului, faza continuă, Ergut Hasan centrează prin spatele porții și arbitru Cătălin Toader nu oprește jocul. Elisei a fost cel care se pare că a avut ceva probleme acolo, i-a arătat lui Robert Neagoe un atac puțin întârziat, periculos, care l-a lovit cu bocancul în zona genunchiului, s-a ridicat însă repede, nu e nimic grav. Minge de urmărire acum, foarte bine Rotaru acolo și acum vine Stoian. Stoian întoarce în marginea careului, însă este bine plasat Bumbac. Portul, o echipă cu o medie de înălțime destul de scăzută din câte îmi dau seama. În afara lui Ferdia Bibula în defensivă și a lui Stoian sau Elisei, jucătorie cu o statură mai impunătoare. Ceilalți fotbaliști antrenați de Doru Lupu și Gabriel Dinică sunt dezavantajați și la duelurile individuale din cauza staturii. Să vedem această acțiune. Se dă fault. Bumbac se resimte după duelul cu Elisei. Se pare că l-a lovit George Elisei în față. Involuntar însă și-a cerut scuze. Jocul continuă. Robert Neagoe minge pentru Florea. Bumbac pentru Ergut Hasan, minge în centrul careului Mazilu. Nu poate controla balonul. Să vedem această fază a celor de la portul, care ies bine cu mingea la picior din jumătatea proprie, sau cel puțin așa părea la un moment dat că va face Alex Rotaru, însă a pierdut mingea. Da, față de meciul de la Comana din în urmă cu o săptămână, SSC Farul
are ceva mai multe probleme, se pare, la construcție. Pătrașcu obligat să întoarcă spre Neagu. Foarte bine urmărește acolo Stoian. Nu se lasă Stoian, iată. Pendulează între Pătrașcu și portarul Vlad Neagu. Atacă Stoian în continuare. Un pressing făcut de jucătorii Portului, care reușesc să-i țină, iată, departe de poartă pe fotbaliștii de la SSC Farul Elisei. Acum îl pune jos pe Mazilu. Arbitrul Cătălin Toader face semn ca jocul să continue. Legea avantajului pentru SSC Farul. Vasile Șicu va centra probabil. Șicu în centrul careului. Robert Neagoe vine mingea pe dreptul și trage imprecis. Da, este unul dintre meciurile în care SSC Farul, hai să spunem, nu rezolvă problema învingătoarei din primele minute sau din prima repriză, cum s-a întâmplat de foarte multe ori în acest sezon. Are un meci destul de greu cu Portul. Deși conduce din primele 5 minute cu 1-0 și are un om în plus, mai ales în repriza a doua. Deocamdată acest lucru nu se prea vede. Foarte bine Portul acoperă terenul. O intrare acum a lui Elisei prin alunecare cam riscantă, cam periculoasă. Grigoraș deviază pentru Asan. Acum Mazilu la marginea careului. Mazilu trage, Mazilu, fantastic gol reușit de Alin Mazilu, execuție superbă a lui Alin Mazilu. Iată ce înseamnă valoarea jucătorilor, face diferența cu această execuție absolut spectaculoasă Alin Mazilu. Și este 2-0, nicio șansă pentru portarul Bogdan Giangoș, care a fost clar surprins de traiectoria mingii. Alin Mazilu, iată, intră și marchează golgheterul Farului, nu se dezminte. Duce scorul la 2-0 și din acest moment probabil că vom asista la mai multe reușite pentru SSC Farul, în condițiile în care spuneam Portul joacă în inferioritate numerică, dar să vedem ce tactică va adopta antrenorul Doru Lupu. S-ar putea să închidă jocul, să se apere. Deși scorul cu care pierde contează și nu prea, depinde ce își dorește în acest meci. Oricum, până acum o evoluție bună a celor de la Portul. O replică foarte, foarte bună dată de fotbaliștii lui Doru Lupu și Gabriel Dinică. Robert Neagoe. Bumbac înaintează cu mingea la picior pentru Mazilu. Încercare de 1-2. Mingea ajunge la Asan Ergut. Este offside. Semnalizare corectă a lui Claudiu Antoci. Să vedem această acțiune. Încearcă Portul să construiască ceva, dar numai cu doi oameni la un moment dat în jumătatea adversă era foarte greu. Totuși au apărut acolo bine în zona mediană Elisei și Eusebiu Gheorghe. Acum Petrica Angel. Stoian. Și Cristi Giambașu. Da, va fi repunere de la margine pentru Portul. Execută rapid, centrare în fața porții. Stoian, lovitură de cap peste poartă.
Farul joacă astăzi cu aproximativ 700 de suporteri în tribune. Vă spuneam, Petrolul Ploiești a jucat cu 5.000 de suporteri tot în Liga a 4-a ieri cu Blejoi, o victorie cu 5-0, dar e adevărat pe un stadion mult mai mare. Iar un suporter îmi spunea în pauza meciului că Rapidul în Liga a 5-a a jucat cu 9.000 de oameni. Într-adevăr, extraordinar. Dragostea pentru echipa favorită nu cunoaște limite, indiferent de liga în care se joacă. Și să sperăm că vom vedea cât mai repede un meci al celor de la SSC Farul pe stadionul FC Farul în fața unui public mult mai numeros. Poate că acest lucru se va întâmpla la barajul de promovare în Liga 3-a din luna iunie, unde SSC Farul în mod normal nu are cum să nu ajungă. Cu victoria de astăzi, chiar dacă anticipăm puțin, va face 63 de puncte. Ce să năvodari dacă bate pe CFR Constanța astăzi, face 54 de puncte. Se menține însă diferența de 9 puncte de primele două clasate. Grigoraș pentru Mazilu, urmărește Mazilu, însă bine plasat acolo a respins Giurgiu. Edi Sabibula, Stoian câștigă această minge, trece de bumbac, Stoian încearcă un șut pe poartă. Aplaudată intenția lui Andrei Stoian, l-a văzut ieșit puțin pe Vlad Neagu, însă era greu să trimită precis. Pătrașcu, Robert Neagoe, jucător care a trecut și pe la Steaua, de asemenea a evoluat în Cipru, dar și în Belgia, la Royal Antwerp, în Liga a doua. Fotbalist cu mare experiență, mijlocașul de 35 de ani, născut în Pitești, vine înaintea meciurilor și iată, ajută și el proiectul SSC Farul, echipa la care a evoluat practic la FC Farul în Liga a doua, câteva sezoane. Farul a făcut multe achiziții în iarnă, mai puțin de 9 jucători mai experimentați, foștii fariști Robert Neagoe și Costel Nițescu. Ultimul este accidentat și încă nu intră în vederile antrenorilor Barbu și Mina, dar și mulți tineri, foarte mulți tineri. I-am văzut deja debutând, Edis Abibula și Ergut Asan sunt în teren. Asan a jucat și la Viitorul Constanța, actualul lider al Ligii 1, cu o victorie spectaculoasă cu Steaua seara la Ovidiu. Între tinerii reveniți la Farul, care au evoluat pentru FC Farul în Liga a doua, sunt Țăranu și Suciu. Apoi lista continuă cu alți fotbaliști tineri pe care s-ar putea să-i vedem astăzi în finalul partidei. Acțiune în care nu iese mare lucru. Dani Popa, blocat prin faul de Stoian, obține lovitură liberă. Bate bumbac. Robert Neagoe în centru, schimbă, nu, prefer o pasă mai scurtă spre Abibula. Acum în flancul drept este Ionuț Florea, cel care într-un fel a provocat eliminarea lui Malanca din minutul 45. Pe un duel între cei doi, s-a consumat de fapt în două episoade. Mai întâi Florea a fost faultat. Să vedem această acțiune, ca la handball pe semicerc, se desfășoară la marginea careului. Centrează Dani Popa, respinge defensiva portului Rotaru și acum pleacă mingea la picior Angel. Vă spuneam, duelul din finalul primei reprize între Florea și Malanca a dus la eliminarea celui din urmă. În prima fază Florea a fost faultat, a primit Malanca galben, apoi i-a întors
să spunem așa, serviciul a faultat și Florea n-a fost avertizat, iar Malanca a explodat la adresa arbitrului Toader. Șut acum, excelent, și gol! Nu e gol, iluzie optică, dar ce șut a reușit Stoian. Iată, a mai încercat o dată de la distanță, de data aceasta mult mai periculos. N-a fost Stoian, însă este Elisei, seamănă foarte mult cei doi, statură aproximativ egală și amândoi poartă barbă și mustață. George Elisei a fost autorul șutului de mai devreme, la care, sincer să fiu, mi s-a părut că mingea a intrat în poartă și nu a lovit plasa deasupra porții. Rămâne 2-0 scorul, însă Portul, iată, este o echipă care joacă frumos și merită, cred, aprecierea pentru felul în care evoluează astăzi în duelul cu SSC Farul Constanța, liderul neînvins al Ligii a IV-a. A avut cel puțin două mingi grele Vlad Neagu în acest meci. Prima geambaș, în prima repriză a respins de lângă bară la colțul scurt un șut înșelător. Acum, iată, execuția lui Elisei. Însă n-a fost nici corner, mingea s-a dus oricum peste poartă, dar a avut emoții. Să vedem această acțiune, Mazilu, control bun al mingii la marginea careului, centrează Ergut Hasan mult peste poartă. Ce 2-0 în continuare pe stadionul ITC din Constanța. În duelul dintre SSC Farul și Portul în etapa 21 a Ligii a 4-a. Diferență mare în clasament, locul 1 Farul, locul 14 Portul. Însă astăzi cei de la Portul au jucat foarte bine, au dat o replică excelentă. Și meciul nu s-a terminat, e adevărat, se mai pot întâmpla multe. Controlul lui mingii destul de greu în anumite porțiuni de teren denivelate, nu este cel mai bun gazon. Bumbac schimbă bine până la Florea. Florea centrează, însă bine plasat acolo Lazar, respinge. Robert Neagoe, extraordinar șut de la distanță, foarte bun, respinge însă Bogdan Giangoș, pus la încercare de această execuție a lui Robert Neagoe, care putea duce scorul la 3-0. Rămâne pericolul la poarta oaspeților, va fi lovitură de colț. Se mai pregătește o schimbare la SSC Farul, va intra și Măgureanu, numărul 19, să vedem această lovitură de cap pe lângă poarta lui Bumbac. Și se cere schimbare acum. Va intra Măgureanu, numărul 19, va ieși Edisa Bibula. Aplauze pentru tânărul de nici 19 ani, Edisa Bibula. A treia schimbare de jucător la Farul. Iese Abibula Edis, numărul 96, intră Măgureanu Ionuț, numărul 19. Ionuț Măgureanu a marcat ultimul gol pentru SSC Farul în victoria din prima etapă, 4-0 în deplasare cu avântul Comana. Mazilu, Grigora și Dani Pop au fost ceilalți marcatori ai echipei. Iată-l pe Măgureanu la primul contact cu mingea, Bumbac din prima pentru Dani Popa, însă interceptează cei de la Portul. Minge pentru Stoian,
vârful de atac al echipei oaspete. Florea în centru, pasă bună pentru Neagoie, Neagoie pentru Grigoraș și scoate Giangoș, excelent, portarul portului se opune golului. În situație 1 contra 1, Grigoraș nu iese bolta, lobul pe care l-a încercat acolo peste Giangoș. Elisei minge urmărită de Elisei, dar Bumbac protejează acolo și acordă out acum. Stoian pierde în fața lui Bumbac. Pasă scurtă la Pătraș, cu mai departe pentru Florea. Pleacă în atac Florea, înaintează cu mingea la picior, impetuoasă acțiunea lui Florea. Și se dă faul până la urmă, arbitrul întoarce faza, la un moment dat a acordat legea avantajului, însă a întors jocul după ce n-a ieșit nimic din această acțiune. Se faul la Florea, Robert Neagoe. Neagoe, Fentă, întoarce spre același Ionuț Florea. Centrare la Încareu, acolo este Șicu, însă n-a pus stopul așa cum trebuia. Măgureanu pasă cu efect în dreapta pentru Robert Neagoe. Neagoe încearcă un dribling scurt și reușește. Încă un dribling, bună acțiunea lui Robert Neagoe. Centrarea în fața porții, însă resping fundașii echipei oaspete. Va fi lovitură de colț, încă una pentru SSC Farul. Robert Neagoe bate la marginea careului, acolo este Pătraș cu lovitura de cap. Resping cei de la portul și pot pleca acum pe contraatac, dar foarte bine acolo Hasan, Ergut Hasan intervine în fața lui Stoian. Pleca periculos Stoian spre poarta Farului dacă nu intervenea Ergut Hasan. Florea întoarce pentru Robert Neagoe, mai departe Ionuț Măgureanu. Măgureanu pasă precisă până la Șicu, Șicu scurt până la Ergut Hasan în centru, Robert Neagoe. Aglomerează bine însă în propriul careu cei de la portul și reușesc de multe ori să respingă. Acum acțiunea lui Alex Rotaru este blocată. Acțiune bună pentru portul, iată încă o ploaie de confeti pe stadionul ITC din Constanța. Suporterii încearcă să mai învioreze atmosfera. Da, bucuria copiilor, cei mai mici dintre suporterii de astăzi ai celor două echipe, pentru că și portul are susținători aici pe stadionul ITC. Da, vântul nu duce în direcția dorită aceste confeti, o lovitură de colț care i-a dat puține emoții lui Neagu. Florea pentru Mazilu, mai departe Neagoe, combină cei doi foarte frumos. Robert Neagoe pasă pe culoar pentru Mazilu, însă excelent acolo, a fost foul părerea mea. Și gol reușit de Ergut Hasan. Mi s-a părut un fault în atac, dar
Cert este că acțiunea a continuat, iar Ergut Hasan a marcat, profitând de neatenția lui Giambașu, care a preluat acolo în fața porții, fără să se uite că în spatele său era Ergut Hasan. 3-0, SSC Farul, schimbare operată de Ion Barbu. Intră Bogdan Melendră, numărul 2, în, loc, 3-0 pentru Farul, în locul lui Ionuț Florea. Și 9, Hasan Ergut. Și la Farul a intrat cu numărul 2, Melendră Bogdan. Măgureanu la centru pentru Mazilu. Ionuț Măgureanu, pas excelentă pentru Ergut Hasan, autorul golului. A încercat acolo să trimită în fața porții pentru Alex Grigoraș, însă nu i-a ieșit. Soare, a ieșit și soarele pe stadionul ITC. Faulta lui Pătrașcu în fața lui Rotaru. Faultă care a mai domolit avântul celor de la Portul. Sancționat însă cu cartonaș galben, corect, de arbitrul Cătălin Toader. Va fi lovitură liberă pentru Portul. Lângă minge sunt Eusebiu Gheorghe și Alex Rotaru, cred. Imediat vom vedea. Zid format din 3 jucători. Minge care lovește bara transversală. Ocazie mare pentru Portul Constanța, care continuă să facă un joc frumos astăzi în duelul cu SSC Farul. Câteva acțiuni bune și mai ales aceste ocazii de poartă mari. Cel care a trimis este Petrica Angel, numărul 15. Superbă execuția lui Angel. Cred că merită un gol și Portul pentru cum a evoluat astăzi. Mai ales că joacă, iată, de la pauză cu un om mai puțin, după eliminarea lui Malanca. Autorul fazei de mai devreme, șutului Angel la centru pentru Eusebiu Gheorghe, deposedat și cu pierde mingea mai departe. Duel la centru, Măgureanu pentru Vasile Șicu. Șicu își face mingea prea lungă. Ajunge totuși la Hasan Ergut, întoarce pentru Mazilu. Mazilu încearcă din nou șutul pe poartă. Așa a marcat și mai devreme golul 2. Data aceasta a trimis mai pe centru și puțin peste poarta lui Giangoș. Rămâne 3-0. Dar nu cu IPF făcută la grill. Păi așa fac și face și ăsta. Ce pune și kebabul. Ce bagă la din aia, știi? Kebabul acolo nu e pâine pe călătorie. Nu mai spune. Alex Rotaru. De la mama lor. Foarte tehnic, controlează bine mingea cu stângul și ați văzut o centrare bună în care eu nu se afansă niciun coechipier de-al lui. Foarte tehnic și de la Portul. Acum Ferdia Bibula greșește intercepția lui San Argut și este în offside Alex Igoraș. Schimbare și la Portul Constanța. Doru Lupu îi strigă arbitrului. Va intra Mihai Ursoi, numărul 20, în locul lui Eusebiu Gheorghe. Da, felicitat de antrenorii săi, de Doru Lupu în principal, Eusebiu Gheorghe. Schimbare la Portul. A ieșit numărul 10, Gheorghe Eusebiu. Giurgiu o minge fără adresă acum. Ursoi Mihai. Și iată că până la urmă și dorința spectatorilor de a vedea astăzi nu numai o victorie a
echipei favorite, ci și un spectacol fotbalistic, este aproape de a se împlini. Sunt 3 goluri până acum. Am văzut și faze de poartă spectaculoase, 2 bare în contul farului, una pentru cei de la Portul mai devreme. A trimis Petrica Angel spectaculos în anchetura barelor. Vlad Neagu era bătut, Stoian mai devreme, nu, Elisei mai devreme a reușit și el un șut excelent pe poartă, iar în prima repriză Giambașul a pus la încercare pe Vlad Neagu. Au fost aproape de gol cei de la Portul și încă nu s-a terminat meciul, chiar cu 10 oameni pe teren, iată, reușesc în continuare să dea o replică bună. Sigur, este 3-0 pentru SSC Farul. Dani Popa încearcă, da, o centrare în fața porții, însă a trimis în afară. Farul va juca următoarea etapă în deplasare la Băneasa, cam cea mai lungă deplasare, aproape de granița cu județul Călăraș, dacă putem spune așa. Până atunci însă se bucură de fotbal aici pe stadionul ITC, suporterii echipei. Încă o victorie reușită de favoriți, care conduc cu 3-0, practic doar problema scorului se mai pune până la final. Robert Neagoe, centrare, Erguta San, minge pentru Măgureanu la marginea careului, șut bun pe lângă poartă. Aplaudat execuția lui Ionuț Măgureanu, jucător foarte solid, cu un plasament bun la centrul terenului. A apărut bine pe final și în meciul de la Comana, unde a și înscris. Fault. Dictează Cătălin Toader la un duel între Pătrașcu și Andrei Stoian. Zâmbește Pătrașcu, capitanul Farului, își recunoaște astfel clar faultul. Elisei la centru, încearcă o pasă acolo prin surprindere, însă a fost bine plasat. Și gol pentru Portul. Nu, iarăși iluzie optică. Nu știu dacă n-a fost acum, pentru că a respins cu un reflex extraordinar, dar cred că dincolo de linia porții Neagu. Elisei cere arbitrului să acorde gol. Greu de spus, decizia este aceasta, însă rămâne 3-0 și iată că cei de la Portul în continuare încearcă să înscrie măcar o dată astăzi. Măgureanu la centru, în dreapta pentru Alin Mazilu, centrează în fața porții. Portul în atac pe finalul acestei partide. Elisei, Măgureanu. Măgureanu, pasă bună pe culoare pentru Alin Mazilu. Sprintează Mazilu, însă mai rapid Giurgiu trimite spre propriul portar și dispare pericolul. Repunere de la margine pentru Robert Neagoe. Mai departe Ionuț Măgureanu. Hands comis de Grigoraș. P-
Pasă pentru Stoian. Stoian în fața sa, Pătrașcu, excelent apare acolo. Și iată o încercare de lansare a lui Stoian. Din păcate intervine, din păcate prea târziu a plecat Stoian. Dani Popa. Măgureanu controlează bine mingea, mai departe pentru Bumbac. Ionuț Măgureanu. Ergut Hasan a schimbat partea pe dreapta acum. Șicu a trecut în flancul stâng. Se mai pregătește o schimbare la portul. Va intra cu numărul 19 George Bălan. Doru Rupu, antrenorul celor de la portul, este cu Bălan la marginea terenului. Bumbac faultează acum. Obține o vitură liberă Cristi Giambașu și cred că, da, acum se va opera schimbarea. Cred că vor fi două schimbări. A mai chemat un jucător, Doru Lupu. Iese, în orice caz, iese Rotaru și intră Bălan. Schimbare la portul. A ieșit numărul 11, Rotaru Alexandru. A intrat numărul 19, Bălan George. Se execută lovitura liberă. Pătrașcu respinge. Vasile Șicu. Atent Giambașu. Giambașu rămâne la minge. Combină cu Elisei. Giambașu urcă în dreapta. Vedem dacă poate centra. Cristi Giambașu. Minge în careul farului acolo, însă Pătrașcu, cu experiența sa, respinge orice pericol. Grigoraș, faultat, un atac întârziat acolo al lui Ferdia Bibula. Da, încă o schimbare. La portul intră Mihai Dincă, numărul 2. Iese Cristian Giambașu, numărul 13. A fost la un pas de gol în prima repriză, un șut foarte bun, apoi a greșit la golul lui schimbare la portul. Hasan Ergut, numărul 13, Giambașu Cristian. A intrat numărul 2, Dincă Mihai. Dani Popa obține un fault în duel cu nou intrat Mihai Dincă. Lovitura liberă pentru SSC Farul. Suporte Spirit Club Farul Constanța în căutarea golului 4. Au rămas departe de careu doar Pătrașcu și Meleandră. În rest, cam toți jucătorii sunt în marginea, chiar în careul advers. Respinge defensiva portului. Șut al lui Dani Popa, cu emoții pentru Bogdan Giangoș, dar numai pentru că mingea a lovit pământul înainte. Va mai fi o schimbare la portul. Ionuț Nicu se pregătește să intre și el, numărul 17. Da, e clar că ambele echipe așteaptă finalul partidei. Nu se mai poate întâmpla mare lucru. O victorie clară pentru suporteri Spirit Club Farul Constanța. 3-0. Silviu Gheorghe, asistentul de pe partea tribunei oficiale, este lângă Nicu. Acesta îl înlocuiește pe numărul 15, Petrica Angel, autorul celei mai mari ocazii a
celor de la Portul în acest meci, un șut la vincul, a lovit transversal la porții apărate de Vlad Neagu. A intrat numărul 17, Nicu Ionuț. Măgureanu apare bine acolo, Măgureanu are posibilitatea unei pase în lateral pentru Șicu, însă preferă să continue și nu obține nici măcar faul de această fază, cred că decizia e corectă. Ninge de urmărire, însă mult prea departe a trimis Erisei pentru noul intrat Ionuț Nicu. Ne îndreptăm spre finalul acestei partide. O partidă dominată de Spirit Supporter Club Farul Constanța, care își trece în cont o nouă victorie clară. Dani Popa, talonat de Ionuț Nicu. Dani Popa trimite bine în dreapta pentru Meleandră. Mai departe, Ergut Asan controlează bine cu stângul mingea, acum Ionuț Măgureanu la centru și Florin Pătrașcu. Vlad Neagu, cel care visează să joace în prima ligă în maximum 3 ani cu suporterii Spirit Club Farul Constanța, a evoluat în Liga a doua cu FC Farul. Centrare în fața porții, dar primul care ajunge la minge este portarul Giangoș. Elisei pentru Stoian, care nu știu ce cred că a încercat cu un coleg să-i lase mingea, dar era departe. Seamănă foarte mult Elisei și Stoian, i-am și confundat pe parcursul acestui meci. Bumbac pus la pământ, faza continuă, legea avantajului, trage bine Măgureanu. Faza aplaudată, șut bun al lui Ionuț Măgureanu. A un pas de a înscrie din nou după ce a făcut-o, vă spuneam, în etapa trecută la Comana, unde Farul a câștigat cu 4-0, astăzi este 3-0. Alți marcatori astăzi, însă un nume se repetă, Alin Maziru, a înscris și la Comana, o face și în meciul cu Portul și nu oricum, o execuție superbă a lui Alin Maziru, acum la minge. Dani Popa, Măgureanu, Elisei, deposedat corect de Dani Popa. Dani Popa la marginea careului, talonat de Cristi Giurgiu. Dani Popa se duce mult în lateral, centrează, dar același Giurgiu respinge. S-a lovit acolo, cred că l-a lovit mingea undeva în plex. A tras de aproape Dani Popa, l-a pus la pământ pe Cristi Giurgiu. Suportă Spirit Club Farul Constanța, un club care a atras în acest nou proiect nume importante. Vă spuneam mai devreme despre Marcelică, președintele executiv al grupării. Președintele comitetului director este un reprezentant al suporterilor, George Muzaca, dar președinte de onoare, instalat oficial în cadrul unei conferințe de presă la începutul acestui an, este fostul campion olimpic de lupte greco-romane, Ion Draica. Măgureanu peste poartă cu această lovitură de cap. Ion Draica, un nume mare în sportul constanțean și românesc, campion olimpic în 1984 la Los Angeles. Provine și el din familia Farului, a fost o viață sportivul clubului sportiv Farul Constanța. Și revenirile lui Robert Neagoi, iată titular astăzi 90 de minute, dar și al lui Nițescu, deocamdată accidentat, spun mult despre intențiile celor de la SSC Farul de a aduce fotbaliști buni care au evoluat pentru această echipă înapoi în familia Farului pentru a ajuta acest proiect să se dezvolte. Alin Mazilu la un pas de dublă, a tras bine de la distanță, dar puțin pe lângă poartă. N-a fost corner, n-a apucat să atingă mingea Giangoș.
Toată lumea așteaptă finalul acestei partide, care se încheie în direct la Dotto Sport, iată, cu o victorie clară pentru SSC Farul Suporter, Spirit Group Farul Constanța. Al 21-lea succes la rând pentru echipa antrenată de Ion Barbu și Gheorghe Mina. Director tehnic este Vasile Farcaș. Control bun al mingii pentru Stoian. Mai departe, spre noul intrat, este vorba despre George Bălan și fluier final, doamnelor și domnilor. 3-0, suporte Spirit Club Farul Constanța. Obține a 21-a de victorie din acest sezon din tot atâta meciuri jucate. 3-0 cu Portul Constanța, marcatori Zaharia, Mazilu și Asan. Atât pentru astăzi de pe stadionul ITC, în speranța că ne-ați urmărit cu atenție și ați văzut un spectacol fotbalistic. Vă dăm întâlnire mai târziu în direct la Dotto Sport cu meciurile de la trofeul Telegraf începând cu ora 16:45. Rămâneți alături de noi. La revedere! Fiabile. Sunt puternice. Mașinile după care întoarceți capul le găsiți într-un singur loc. Exclusiv Auto. Dealer autorizat Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai și Subaru. Împreună găsim soluția care vi se potrivește cel mai bine. Pe strada intrarea Mangaliei, numărul 78A. Credem că experiența la service poate fi una plăcută. Credem în calitatea serviciilor, în personal specializat, în lucrul bine făcut. Și toate acestea pentru că suntem autorizați și respectăm standardele impuse de producători. Credem că siguranța e mai presus de orice și credem că nimeni nu ne poate egala. Vă așteptăm în serviciul autorizat Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai și Subaru. Exclusiv Auto, pe strada intrarea Mangaliei, numărul 78A. Zipescort a deschis primul poligon indoor de tir sportiv și de agrement cu arme letale și neletale din Constanța. 8 linii de tragere dispuse pe 25 de metri și magazin propriu de armament. Vârsta minimă obligatorie pentru armele letale, 18 ani. Copiii peste 14 ani vor putea să învețe să tragă cu armă neletală doar însoțiți de părinți. Permisul de port armă nu este obligatoriu. Telefon 0731 003333 sau pe Facebook/poligon de tragere.